Salutare, dragi prieteni! Suntem în Germania, pe autostrada 1, iar apoi ieșim pe Național 51 și am zis că vă mai fac un video. Aici o să mai avem peisaje frumoase. Am încărcat de la Düsseldorf, mergem în Spania, lângă Barcelona. De data asta suntem încărcați cu glicerină. Da, am mai fost de multe ori pe naționalul ăsta. Știu că erau ceva lucrări odată pe aici. Dar e frumos. Are verdile ăla așa de Germania. Național pentru camioane limita e de 70. Pe Germania, pe Germania. Ușor, ușor. Limita de 70, dar noi avem 30 acum. Ce se întâmplă, doctore? De nu se circulă. Am prins azi un accident în Germania. Imediat după ce am plecat din Düsseldorf. Era un accident pe contrasensul autostrăzii, sensul opus al autostrăzii. Intervenit și elicopterul. Era rău, era urât, urât, urât. Să se face pielea de găină când vezi așa ceva. O să vă las și vouă filmulețul cât am prins eu, te-am filmat atunci când am trecut pe lângă ei. O să vi-l pun aici. Eu când l-am văzut, mi-am făcut pielea de găină. Știi că ești mereu pe drumuri și că poate întâmpla în orice. Nu trebuie mult, o fracțiune de secundă din atenție și se întâmplă. Ferească Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Aici. Știu că erau ceva lucrări, odată am prins o deviere, m-a deviat ceva de aur urât. Urât, urât. Da, 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 da. Avem descărcare, vineri dimineața avem normal descărcare, vedem dacă putem descărca mai repede de vineri. Că noi ajungem undeva pe joi. Dacă îmi zice că nu mă descarcă până vineri, să mă opresc acasă. Dacă zice că mă descarcă și mai înainte, adică joi,
Nu ne mai oprim acasă, mergem direct la descărcare. Mergem direct la descărcare, săptămâna asta trebuie să facem 45 acasă. Am făcut 24 în Olanda, am mai făcut un 24 și în Germania. Am stat degeaba, m-am plictisit. Și am prins dimineața la încărcare o coadă, era o coadă la birouri acolo, cum te lasă să intre cât e unul acum cu COVID-ul, cu naiba să ia. O coadă, mamă. Cred că aveam în față mai mult de 20 de persoane. Lăsa să intri numai câte unul. Greu. Da, am reușit, am intrat la 8 și am ieșit la 11. Și aglomerații pe acolo, prin parcarea la ăia. Mamă, n-aveau locuri de parcare, câte camioane erau, stăteau cu camioane de parcate pe unde apucau. Nu știu ce a fost. Am mai încărcat eu de acolo, dar niciodată n-am prins așa aglomerații de asta. Se merge greu și pe naționalul ăsta. E aglomerat. Aglomera volumul mare de mașini, trafic intens. Avem destul de mers pe naționalul ăsta până la Trier acolo. E un pic de băgat. Tranzităm și Luxemburgul azi. Nu știu dacă să alimentez ceva la Luxemburg, să nu alimentez, dar eu cred că ajung cu motorina asta până acasă. Hai, dar ieși odată. Nu cred că o să ajung cu motorina asta până acasă, am un pic sub jumătate de rezervor. Ajung, nu mai are mintez. Lăsăm ușor. N-avem timp să-l depășim. Mergem după el așa cu 70. Weekendul ăsta am dormit o grămadă. O grămadă am dormit. Deja 3 ore condus pe azi. 3 ore? Păi, ești nebun. Am început dimineața de la 7.
7 fără 10 parc. Și am deja 3 ore condus pe asta. Ui, mamă. Se par multe, nu știu că n-am condus 3 ore. Distanța față de camionul din față, să nu ne ia cumva și pe distanță. Nu, ne ia asta pe distanță. Băiatule, dar nu merge mai mult de 70 fix, nici la vale, nici la deal. Nici mai mult, nici mai puțin de 70. Dar de ce are? Are un Volvo ăsta. Are Volvo. Indicator care spune că 50 de metri distanța între camioane, livule. Livule, lasă 50 de metri. Arate că-i dăm. Dăm cu jar. Ori azi, ori mâine, cred că o să mă merg la 10 ori. Să-i dau la 10 ori.
pauză la 10 ore. Apoi mă opresc, mai fac jumătate de ore de pauză, că deja încă 21 de minute fac puțin înainte. Mai fac jumătate de oră. Am din momentul ăsta 7 ore, 6 ore și 50. Și încă 30. Ar veni 7 ore 20. 7 ore 20. Și 12 e 1 ceas. E 1, e 1, ora 13. Păi bine, ne încadrăm și în amplitudine. Amplitudine avem până la ora 10 fără 10. E bine. Ne încadrăm. Ne încadrăm dacă mergem la 10 ore. Așa facem. Mergem la 10 ore azi. Nu mai stăm, nu mai tragem de coadă. Îi dăm cu mâine seară să ajungem acasă. Interzisă, dar nu mai pot. Mă îmbolnătesc de hepatită dacă mai stau după ea. Ce bine să mergi. Ce bine să mergi acum. Sper să meargă așa tot naționalul ăsta. Național 51. Plin de peisaje faine. Plin de vegetație, de copaci. E frumos. Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Am început să iasă și ăștia cu rulotele de acum. Ies băieții la picnic. Să ce face? Vrea să facă la dreapta? Ce vrea să facă? Câte-o pânat? Face la dreapta. Face la dreapta, Gogo. Ai, bravo, băiat. Bravo.
euro, 0,30 motorina la total în Germania. Nu-i scumpă. Bine, cred că o să mai crească prețurile perioada următoare. Senzația e că poate să treacă prin el. Ce fain e când e liber. Ce frumos e când e liber. Merge mai mare drag. Eu vă zic la revedere și vă mulțumesc că ați vizualizat acest clip. Am să vă las peisajul, să vedeți peisajul. Și ne reauzim. Ne-a deviat, fraților, de la accident. Să nu știu pe unde s-o ia.
Am o grămadă de ocolit. O grămadă am de ocolit. Să încercă drumul ăsta să vină. Dar nu știu. Vom vedea. Vom vedea ce-o fi. Vom vedea ce-o fi. Ia să-i pun un punct intermediar să văd. Mă aduce pe aici? Vreau să mă aducă pe acolo. Ia să. Duce, dar până la punct și de acolo mă întoarce înapoi. Ai bătut în cap. Nu știu pe unde am luat-o. Prin satele astea. Ce am să vă mai filmez și pe aici, prin sate. Sunt frumoasă. Dacă tot ne plimbăm de aiurea. Dacă tot ne plimbăm de aiurea. Ce să facem? Mai filmăm. Când o viață amară și un trai nefericit. Doamne, doamne. Văd cum s-a răsunat camionul ăla. Doamne, ferește. Era recent. Recent răsturnat. Băgat tare giratoriu. S-a mișcat vreo 2-3 lemne de a făcut balansul. S-a luat pe o parte. Ce să-i faci? Să vine în cazul, vine. Nu te întreabă. Vine și nu te întreabă. Să s-o umblu, să atenți. Și să văd și unde să duc și alții din față. Că dacă o ia și ei pe unde o ia și eu, prind curaj. Uite ce-mi zâmbește asta, fie atent. Băi, tu. 7 tone jumătate, trebuie să pun și acolo, dar ies. Și mă bag 7 tone jumătate. Mă bag, băribule. Ăștia pe aici am prins curaj, mă duc și eu, nici nu mă gândesc. Știi, și dau tot acolo la accident, dar dau înainte accidentului unde mă ies pe autostradă. Pau, stachet. Hai, curaj. Clef Spedition. Clef Spedition, mișcă. Ai, ai, ai. Hai, bă, că mai au și mașini mici pe aici. Nu știu de unde putea ieși, că nu pune niciun indicator de autostradă și asta e ceva nașpa. Că ceva indicator era bine. Era bine numai decât. Ai, și-am plecat și noi. Ăla-i de tot. O să fie de
auzi, nu poți ieși pe acolo în autostradă. Să vezi ce batem noi pasă pe loc acolo. Vezi ce pierdem noi timpul, întoarce-te. Hai! Eu nu vreau să mă gândesc că nu se poți ieși pe acolo. Eu nu vreau să mă gândesc la asta. Mergem noi și aducem ulei de floarea soarelui, dar în Danemarca, nu aici. Mergem în Danemarca? Hai mă, nu știi ce treaptă să-i mai dea, nu știi ce greutate se mare. Of, Doamne! Văd că mai vin cavioare dincolo, înseamnă că treaba e bună. Noi lasă să ducă pe acolo și îi trimite pe aici. Înseamnă că o să putem și noi să trecem. Doamne ajută! Chiar mi-e dor de iar la food din Danemarca. Tare ar mai face o cursă de Danemarca. Că n-am mai fost de mult. Mare și aici, ui, mare și acolo, dar mare și aici. Altfel. Mai vine unul după mine, asta e ușor. N-am ce să stai, vărucu, trebuie să stai după mine. Trebuie să stai după curul meu. Da, asta e ala de ieșit de la... de la Arla, cred. Da. Vin ăștia cu drumuri șanțuri. Accidentele astea, bă, fraților, bă. Băi, pericol, bă, băieților, bă. Numai azi două. Unul grav și ăsta. Nu știu cât o fi și ăsta de grav. Îți dai seama de s-a prinde. De s-a prinde camionul ăla și ajunge focul la lemne. Doamne, doamne, ce focul fi aici. Și pădurea e aproape. Na. Hai.
curaj. Curaj că e nefricos. Curaj că e nefricos. Acum hai să stăm. Trebuie să fac coadă încolo, spre giratoriul ăla. Dacă mai e ceva interesant, vă mai filmez încolo, că aici stăm pe loc, n-avem ce vedea, n-avem ce face. Uite, ăla s-a băgat, dar nu știu cum, nu știu ce a făcut. Cred că e o treabă bună, că să ne băgăm și noi la fel. Ia să văd ce face ăsta cu Renault. Hai, Polonia! Hai că ne mai mișcăm, atunci mai stăm un pic. Plecați, rămâneți aici cu mine. Rămâneți în transă. Da, uite că am ieșit bine, am ieșit bine. Aici în dreapta imediat e giratorul cu accident. Dar tu te-ai dus, te duci încolo, dar n-ai unde te duci, vărule. O să închidă ei așa acolo. Și o să-mi pară rău de tine. O să-mi pară rău de tine. Ia să vedem dacă mai putem. N-ai ce să mai vezi. Sunt acolo ambulanțe, mașini. Nașpa, bă. Situație nasoală. Asta e o situație nasoală. În care nimeni n-ar vrea să fie pus. Câteodată n-ai ce faci. Na, ce să-i face? Asta e. Ia să vedem dacă din partea asta se mai vede ceva. Na, ce să vezi? Uite că ne urcăm și noi pe vestea aia imediat. Na, ce să vezi? Asta e. Ferească Dumnezeu. Toate cele bune.